În Colegiul 5 cele mai importante este orașul Pogoanele. Cele mai importante este orașul Pogoanele. Și după aceea este Pietroasele. Ce v-a determinat să faceți patul sau să candidați pentru un post de parlamentar? Ce să mă determinez? În general aș fi vrut și eu să văd cum este ca parlamentar. Wow! Altceva. Și să ajut în primul rând oamenii care eu până acum care până să candidez și eu am mai făcut mai multe lucrări și oamenii mă cunosc. Aș vrea să le spuneți telespectatorilor noștri care este meseria dumneavoastră de bază înainte de a fi parlamentar. Deci meseria mea înainte de a fi parlamentar, administrator de mai multe firme. Bun, deci sunteți om de afaceri, da? Da, om de afaceri, am câteva firme. În ce domeniu? În domeniul transporturilor, a balastierilor, a lucrărilor de drumuri. Meseria noastră de bază, domnul Coman, care ar fi? De la ce ați plecat? Domnule, să vă spun sincer, auto. Meseria mea este auto. Wow! Meseria mea este auto. Am practicat mult pe timpul Ceaușescu. După aceea am fost într-o chestie care am fost angajat undeva și atunci nu mi-a plăcut și am plecat unde a trebuit să plec să facem rost de bani. Cum ați trăit în momentul jurământului? Simplu. Alții, eu n-am știut, la citit dinainte. Eu, să vă spun sincer, m-am cam intimidat un pic, de ce să nu mai am, dar mi-a revenit imediat.